Ciuboțelele Ogarului. O poveste scrisă de Călin Gruia. De unde avea iepurele doi galbeni, nici eu nu știu. Dar povestea spune că, într-o toamnă, el pornise spre un iar maroc vestit. De mult se gândea iepurele că i-ar sta bine cu o pălărie albă cu pană de păun și cu o scurteică verde. Dar nu pentru asta se grăbea el spre iar maroc, ci ca să-și cumpere ceva pentru încălțat, că era desculț. Începuseră ploile de toamnă, vântul împrăștia frunzele pe poteci și frigul prinse să-l strângă de picioare. De aceea își înfundă pălăria veche până peste ureche, își strânse zăbunul pe trup și iuți pasul ca să ajungă mai repede la iar maroc. Și cum mergea iepurele, uitându-se când în dreapta, când în stânga, ciulind urechile la orice foșnet, iată că mai spre seară se întâlni pe potecă cu ogarul. Ogarul era gras, voinic, îmbrăcat într-o șubă călduroasă și purta în picioare niște ciuboțele nou-nouțe. După ce își dădură binețe ca doi călători de treabă, o porniră împreună prin desișul pădurii. Iepurelui se scurgeau ochii după ciuboțelele ogarului, pentru că tare mai erau frumoase, iar lui era strașnic de frig la picioare. Cât ai dat pe încălțări?" întrebă sfios iepurele. Doi galbeni, cât să dau?" îi răspunse fudul ogarul. Mă duc și eu la iar maroc," adăugă iepurele, să-mi cumpăr ciuboțele." Păi, tot acolo merg și eu, am treabă cu un negustor." Ciuboțele se găsesc câte vrei, numai bani să ai." Am doi galbeni," șopti iepurele. Ogarul nu spuse nimic, ci își răsuci vârful mustăților ca și cum lui nu i-ar fi păsat câți bani are iepurele. Și-au mers ei așa până s-a întunecat de-a binelea. Drumul nu-l mai vedeau bine. O ploaie rece și deasă se abătu în calea lor, de-i dârdâiau bietului iepure dinții de frig. Uite ce zic eu, cu metre, vorbi ogarul. Te văd de scurt și apoi e noapte și frig, mai ai și bani la dumneata, bani am și eu și cine știe cu cine ne putem întâlni, că pădurea e plină de tâlhari. Și ce de făcut atunci? Întrebă el. Păi, de ce sunt pe lume hanuri? Pentru vreme de noapte, pentru adăpost. E pe aproape hanul ursului. Eu zic să tragem la el, dormim și pornim mâine dimineață. Poate până atunci mai stă și ploaia. Iepurele nu a avut încotro și l-ascultă pe ogar. Scuturându-și luleaua de ușa hanului, Moș Martin îi primi bucuros. Ce vreme rea! Nu te-ar fi lăsat inima să lași pe cineva afară. Ei, și dumneata mai ieși de sculț. Treci colea lângă foc de-ți mai încălzește picioarele. Iepurele se apropie scribulit de vatră. În afară de ei și hangiu nu mai era nimeni în han. Moș Martin ieșea din când în când afară și se uita de-a lungul drumului să vadă de nu cumva se mai îndreaptă spre hanul lui Niscaiva călători. Eu zic să cerem ceva de mâncare, șopti ogarul, și udătură. Cere dumneata, cu metre, mie nu-mi e foame. Și apoi nu am nici mărunțiși, că dacă schimb un galben, rămân toată iarna de sculț. Ei, că ciudat, mai ești cu metre, dar cine ți-a cerut, mă rog, să schimb galbenii? Pentru plata am și eu bani destui, că doar nu mă voi lăcomi la un sărac ca tine. Și, întorcându-se Moș Martin în han, ogarul spuse. Ei, Moș Martine, dă-ne ceva de îmbucat și de băut. Am niște plăcințele. Aș mânca și eu din ele. Am friptură, faguri de miere și vin de stafide. Dă-ne de toate și de toate, cu metre, spuse ogarul, lingându-și buzele. Moș Martin își puse șorțul pe dinainte, ca un hangiu adevărat ce era, și prinse a aduce bunătățile. Ogarul început să înghită cu lăcomie bucată cu bucată.
Iepurele se rușină și abia gustă și el o bucățică de plăcintă cu varză. Și poate n-ar fi gustat deloc dacă nu l-ar fi poftit ogarul. Mănâncă cu metre, că de la dumneata mănânci. Ogarul parcă nu mâncase de o lună, așa-i trosneau fălcile și umbla limba în gură. Până să-și fumeze Moș Martin luleaua, ogarul mâncă toată mâncarea din han. La urmă ceru o cană cu vin de stafide, pe care o bău pe nerăsuflate. Iepurele se uita mirat. Se minuna și Moș Martin. Măi, încă n-am văzut un drumeț mai flămând ca dumneata. Să-ți fie de bine, ogarule. Și acum vorba aceea. Frate, da, brânza-i cu bani. Ați mâncat și băut numai bine de 2 galbeni. Ogarul prinsease căuta prin buzunări. Căută prin buzunări la pantaloni, căută în șubă, dar degeaba căuta. Nu avea niciun ban. În cele din urmă spuse iepurelui. Plătește dumneata cu metre. Cum să plătesc? Așa ne-a fost vorba? Plătește că am uitat punga acasă. Îți dau eu bani la iarmaroc. Am să mă împrumut de la un prieten negustor. Cum? Vai, ce să mă fac? Să rămân desculț? Ogarul început să râdă pe sumustăți. Moș Martin își ieși din fire. Mie să nu-mi umblați cu de-astea. Plătiți că altfel am eu act de cojocul vostru. El m-a poftit și la masă. Spuse chicotind ogarul. El să plătească. Nu-i adevărat, Moș Martine, eu n-am mâncat mai nimic. Vine iarna și dacă plătesc, rămân desculți. Ei, că doar noi încălța eu toți desculții din lume. Că a mâncat și a băut ogarul e drept, dar lucru curat aici a noi. Acum îmi dau seama ce fel de mușterim sunteți. V-ați sfătuit să-mi faceți pagubă. Și Moș Martin apucă un ciomag pe care îl ținea pitit după ușă pentru asemenea călători și îl ridică spre ogar. Ogarul îl arătă pe iepure. Iepurele, văzând ciomagul, începu să tremure de frică. Și, de voie, de nevoie, scoase din buzunar băsmăluța în care avea legați cei 2 galbeni și plăti ursului. Moș Martin se uită la ciuboțelele ogarului, apoi la picioarele goale ale iepurelui, mărâi ceva și luă galbenii. Ogarul își șterse mustățile, se culcă și a dormit fără grijă. Moș Martin, văzând că nu mai vine nimeni la han, se duse și el în odaia lui să se întindă puțin pe o laviță. Numai iepurele nu se culcă. Cum putea să doarmă? Rămăsese fără bani și de afară vântul se auzea și mai furios și ploaia bătea în ferestre. De necaz, iepurele începu să plângă pe înfundate. Cum de se lăsase păcălit de ogar? Ofta și se gândea că în curând va veni iarna. Vor fi viscole și zăpezi mari, va fi mult mai frig, iar el va umbla zgribulit și desculț. Ogarul sfărăia într-o odaie, Moș Martin în alta, numai pe bietul iepure nu-l prindea somnul. Și a stat iepurele, a stat până la miezul nopții și s-a tot gândit și răzgândit ce să facă, ce să dreagă. Parcă vedea cum desfăcuse băsmăluța și dăduse lui Moș Martin banii, cum ursul stătuse o clipă pe gânduri, uitându-se când la ciuboțelele ogarului, când la picioarele lui, de parcă ar fi voit să-i spună ceva. Ce anume? Deodată, în mintea iepurelui se făcu lumină. Își șterse lacrimile și intră în odaia ogarului. Ciuboțelele erau puse lângă sobă să se usuce. Nu mai stătu pe gânduri. Încălță ciuboțelele ogarului, păși încet, ieși din han și ține-o băiete tot într-o fugă. Dacă le-am plătit eu, sunt ale mele. 2 galbeni fac, 2 galbeni mi-a mâncat ogarul.
se gândea iepurele, afundându-se tot mai mult și mai mult în pădure și în noapte. Spre ziua se trezi ogarul și voi să se încalțe, dar ia ciuboțelele de unde nu-s. Moș Martin, ivindu-se în prag, dădu râzând din umeri. Ogarul nu mai zăbovi la han, ci porni să-și caute încălțările. Se cunoșteau bine urmele din noroi și începu ogarul a fugi și a fugi pe urmele iepurelui. La început îi venea tare greu, el era gras, de-abia se mișca, dar încetul cu încetul prinse a se subția de alergătură. Nu după multă vreme îl zări pe iepure pe un deal. Ține-te după el! Se zice că pe iepurele din poveste ogarul nu l-a putut prinde. Dar, de atunci, cum vede ogarul un iepure, cum se ia după el, cu gândul să-l prindă și să-l descalțe.